Peste 90 de candidați s-au înscris în județul Gorj la examenul de definitivat. Proba scrisă pentru susținerea examenului național va avea loc în data de 20 iulie 2022 în centrul de examen de la Școala Gimnazială Constantin Brâncuș din Târgu Jiu. Proba scrisă pentru susținerea examenului național de definitivare în învățământ sesiunea 2022 va avea loc în data de 20 iulie la centrul de examen de la Școala Gimnazială Constantin Brâncuș din Târgu Jiu. Această probă scrisă se va desfășura începând cu ora 9, cu o durată de redactare a lucrărilor de 4 ore. Accesul candidaților în sălile de examen va fi permis în intervalul orar 7:30-8, pe baza actului de identitate valabil. La nivelul județului Gorj, circa 90 de candidați vor susține această probă scrisă a examenului de definitivare în învățământ. Examenul de definitivat poate fi susținut de cadrele didactice care au cel puțin un an vechime în învățământ și este obligatoriu pentru obținerea gradelor didactice. Cadrele didactice care promovează examenul de definitivat dobândesc titlul de profesor cu drept de practică în învățământul preuniversitar.